Păi până, să face până mor eu, că bătrân am 80 de ani. Ia spune mai face. Primarul a propus, iar Consiliul Local de Vesel a aprobat ca proprietarul fiecarei gospodării, atunci când achită impozitul, să plătească obligatoriu și 50 de lei taxă pentru construcția capelei. Sunt localnici care au plătit, deși nemulțumiți, dar sunt și săteni care nici nu vor să audă de noua taxă. Taxă specială capelă, 50 de lei. Restanță și 50 acum pe anul ăsta. Anul trecut când am plătit impozitul, nu mi-a spus nimeni de capelă. Nu, că după și anul ăsta le-a venit ideea asta, că le luăm și pe anul trecut. Uitați ce unde se duc banii noștri. Doamna casier m-a zis că dacă nu plătesc taxa, nu poate să-mi încaseze și impozit. Oamenii sunt nemulțumiți și de faptul că dacă refuză plata taxei de capelă, nu pot achita nici impozitele și spun că edilii ar trebui mai întâi să se îngrijească de lumești, drumuri, canalizare și colectarea ecologică a deșeurilor și apoi de banii pentru capelă. Primarul ăsta de când e de 6 ani n-a făcut nimic. De când niște acoperiri, niște fântâni, nu vrea să ne spună cât e prețul acesta, să vorbește de niște surme enorme. Să se apuce și noi le dăm banii. Dar nu ne-a dat cu 2 ani înainte banii și nici n-a venit să spună, uite aici o facem, aici e locul. Primarul spune că voia să construiască capele mortuare pentru ca defuncții să nu mai fie ținuți acasă, numai că văzând nemulțumirea localnicilor, pare că vrea să bată în retragere, deși pe unii a reușit să-i convingă de utilitatea taxei. Oamenii sunt învățați, mă rog, așa cum sunt obiceiurile și datinile la țară, să își îngroape persoanele dragi, persoanele decedate din curtea căștii, cum se spune. Eu am ales să ofer o alternativă oamenilor prin această taxă. Dacă gradul de nemulțumire al cetățenilor este majoritar și oamenii nu sunt de acord cu acest lucru, există alternativa, ca tot printr-o hotărâre de Consiliu, să direcționăm banii tot în ceea ce privește cultele. Primarul spune că taxa de capelă ar trebui să rămână în vigoare până când vor fi ridicate astfel de construcții în toate satele comunei și că a preferat să pună această taxă ca să nu mărească impozitele.